Spitalul Municipal Câmpul Lung a primit de la fabrica de ciment din Valea Mare Pravăț încă un echipament medical de ultimă generație. Este vorba despre un emulsificator care va completa dotarea compartimentului de oftalmologie și care va acoperi integral cererea de servicii chirurgicale pentru operații de cataractă. Această donație către Spitalul Municipal reprezintă, practic, o continuare naturală a unui parteneriat încheiat între fabrica de ciment și Spitalul Municipal pentru contribuirea la bunăstarea și fericirea locuitorilor orașului. Achiziționarea acestui aparat o să-i ajute, cred că mai mult, pe bunicii și părinții noștri. Și ca atare, împreună cu un doctor, deci s-a luat decizia de a se achiziționa acest aparat. Aparatul este aici și sperăm că își va arăta folosul în viitor foarte apropiat. Acest echipament medical are un impact social major, întrucât se adresează în special pacienților vârstnici, cataracta fiind o boală asociată mai ales cu bătrânețe. Echipamentul este de ultimă generație, fiind fabricat în urmă cu mai puțin de 2 luni de către firma americană Bausch & Lomb, prețul său fiind de 42.000 de euro. În prezent, la Spitalul Municipal Câmpul Lung nu există un astfel de aparat. Operațiile de cataractă efectuându-se prin metode perimate, care limitează intervențiile chirurgicale de acest tip și care prezintă multiple riscuri prin posibila apariție a complicațiilor post-operatorii și prin prelungirea duratei de vindecare. Astfel, acest echipament medical are un impact social major, întrucât se adresează în special pacienților suferinți de cataractă. Dumnealor de fiecare dată ne-au sprijinit cu aparatură de performanță, de la aparat laparoscopic până la acest ultim echipament. Sper ca și restul firmelor din Câmpul Lung să urmeze exemplul și să acorde ajutor colectivului de medici și Spitalului Municipal, în ultimă instanță, colectivității care se adresează Spitalului Municipal. Secția de oftalmologie a fost sfințită de către preotul bisericii din incinta Spitalului Municipal. La această activitate au fost prezenți și oameni de afaceri din Câmpul Lung, oameni politici și reprezentanții ai administrației locale. Putem spune că Spitalul Câmpul Lung are de astăzi echipamente de mare performanță, alături de medici cu mare experiență și vor fi tratate toate problemele cetățenilor noastre. Donația se înscrie în activitățile desfășurate sub genericul Zilele Internaționale ale Securității și Sănătății în Muncă, o campanie derulată la nivel global, concomitent în toate cele 90 de țări în care fabrica de ciment este prezentă.